Vă mulțumim încă o dată că ne alegeți pe noi. Iată, de 14 ani, semn că ne facem treaba bine. Noi suntem familie, suntem gașcă, suntem prieteni. Uite și invitata noastră, Ada, acum discutând despre probleme care cumva privesc istoricul medical personal și de asta te-am întrebat dacă ești ok să vorbești. Dar mi se pare că ai inspirat atâția oameni. Sunt ok, nu, facă, dar vreau să vorbesc cu zâmbetul pe buze. Da, nu merită să schimbăm tonul și nici măcar mina noastră să fie alta. Acum aproape 2 ani jucam o chestie, un basket, sau nu mai știu ce am jucat aici. Mingea de basket s-a trecut peste pielea de pe palmă și ți-a lăsat niște... Arătai ca și cum erai biciuită. Da, exact, da. Și atunci am văzut că și pe spate aveai exact același lucru. Totul s-a petrecut în câteva secunde. Ne-am panicat. La cea mai mică atingere, da. M-am uitat la Cătă, Cătă a zis, îi se mai întâmplă. Zic, băi, dar ceva rău. Adică totul s-a întâmplat atât de tare. Ne-a afectat chestiunea că am și scurtat, dacă vă aduceți aminte, concursul. Și am ieșit într-o, nu mai știu, un material sau o intervenție. Nu știai ce ai atunci. Mă rog, eu credeam că știu ce am, mi s-au pus 100 de diagnostice greșite, mă tratam pentru ce credeam că am atunci, dar mă tratam greșit. Cât timp te-ai tratat așa? Un an și jumătate. Un an și jumătate? Da. Tu n-ai știut? Mă rog, nu răspundeai la niciun... Nu m-am tratat total greșit, pentru că regimul alimentar m-a ajutat foarte mult. Faptul că am scos anumite alimente care hrănesc... ce am eu de fapt în organism, m-au ajutat să țin cumva sub control și să nu ajung mult mai grav. Dacă eu nu țineam acel regim strict și nu luam vitamine, suplimente și așa mai departe, eu acum nu eram cu tine pe canapea. Așa grav? Da. Mamă. Dar e ok, adică mă bucur că știu ce am, sunt mult mai bine, am început tratamentul. Cum ai aflat ce ai? Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut am tot întrebat doctorii, mergeam la, am fost la mulți doctori să cer mai multe păreri și mergeam cu listele frumos de întrebări de acasă. Și am întrebat și de Borrelia Lyme. Mi s-a spus că sunt nebună, m-au trimis la psiholog. Am fost și la psiholog până când m-a sunat psihologul și mi-a zis, adu-ți, nu mai veni că ți-au banii degeaba, că tu ești ok, adică la tine e fizic, nu e de la căpuț. Și mi-am dat seama când într-o zi mi-a paralizat piciorul pe ambreaj, n-am putut să-l ridic. Atunci mi-am dat seama despre ce e vorba, m-am testat, a ieșit pozitiv. Apoi mi-am făcut mai multe analize amănunțite, am fost să mai cer alte păreri de la mulți alți doctori. E adevărat că ți-a paralizat jumătate de față? Da, eu când am filmat Paranoia nu simțeam fața, partea stângă, da. Dar pot să, adică trag de mine și... sunt vie, vreau să trăiesc, vreau să mă bucur de toate lucrurile din viața mea. O să încep să merg din nou la studio pentru că am luat o pauză. Am vrut să stau acasă să mă adun și să mă obișnuiesc cu gândul. Am început tratamentul. E bine, urmează 2 ani de zile de tratament, dar o să fie bine. Să te obișnuiești cu gândul? Cu gândul, da. Ai pus o poză cu băieții tăi, cu bărbații tăi. Și ai zis că eu, tu pentru ei... Dar nu mă face să plâng acum. Nu vreau să plâng, e dimineață, m-am machiat singură frumos și nu vreau să plâng. Da, dar nu e de plâns, nu e de plâns. E de, cum să zic, sincer, acum simt că trăiesc cu adevărat, mă bucur cu adevărat de absolut tot ce e în jurul meu. Cum am scris și în carte, într-un pasaj, simt că iubesc acum din 2 inimi, din 100 de inimi. Zici că am 100 de inimi în interior și iubesc din toate inimile. Uh-huh. Mă bucur de absolut tot ce este în jurul meu. M-am emoționat foarte tare acum. Așa. Vreau să las lucruri în urmă, vreau să fac muzică frumoasă și sunt convinsă că mă voi vindeca. Deja sunt vindecată. O să-l omor pe Goguț, că așa am pus numele la Stai, mi s-a părut super chestia tare. Care este în mine. Și am făcut și eu caracterizare, o să apar în carte. Mi-am bătut joc de el rău de tot. Te-a învățat cineva să iei în râs chestiunea asta ca să nu te afecteze? Nu, așa am simțit eu, pur și simplu. Și am avut momente în care vorbeam cu Goguț la început, acum îl ignor, nu mă mai interesează părerea lui. Da. Avem discuții dese cu Bianca și ea susține în continuare, ca și mulți alți prieteni, că suntem o sumă a experiențelor noastre negative, că de fapt o acțiune pozitivă pe care o putem avea, ea se poate întâmpla doar însumând câteva
experiențe negative. Tu ai avut cu, în piesele tale, asta spuneai, îți arăt că pot, te pun la pământ. Am avut... Așa ai început. Practic, eu așa te cunosc. Asta este povestea mea și trebuie să o accept, pentru că eu sunt pregătită în momentul acesta să mă vindec din toate punctele de vedere. Fizicul e un detaliu. Fizicul se vindecă dacă te vindeci în plan emoțional, spiritual, sufletești și așa mai departe. Eu simt că sufletește sunt la 90%. Sunt multe cele care spun declamator, așa că ele sunt niște ruptătoare, filozofie de asta de internet. Dar acum stăteam, mă gândeam, știam că vii, mă gândeam că noi așa te-am cunoscut. O fată din Ardeal care a venit în București cu niște traume fantastice. Povestea ta e una de... Și o să o aflați în carte cu film. Lux și amănunte. Este fără filtre și fără perdea cartea pe care urmează să o lansezi. Întâmplător am cunoscut-o și mă gândeam că tu ai atâția ani de când efectiv lupți. Dacă nu lupți cu tine, lupți cu cei din jurul tău care nu ți-au dat nicio șansă. Acum lupți cu Goguță, să zic, cum mi-ai zis, cu nenorocirea asta de boală. Tu mai, boală. Tu mai poți? Nu e boală, e ceva ce o să treacă. Care o să treacă? O perioadă. Mai poți? Da, normal că pot. Sunt aici, m-am machiat, m-am trezit. Bun, ce te m-am aranjat, am venit să vă cred. Ce te montează? Ce mă montează? Da, viața, e eu minunată. Eu mă simt rău de două zile și mă întind aici și sunt cu grisine după mine și zic, lasă-mă că și crăp. Pe tine ce te montează? Te-ai ridicat de atâtea ori? Numai și o să mă ridic de fiecare dată când o să fie nevoie. Viața e minunată, copilul meu nu are sens să descriu ce simt pentru copilul meu și pentru Cătălin, pentru muzică, pentru viață. Îmi place ce fac, îmi iubesc viața. Mi-am dat seama că înainte să mi se declanșeze nebunia asta, mă plângeam de lucruri mărunte care n-au nicio importanță, sincer, nici nu le mai bag în seamă acum. E atât de minunat ceea ce avem și nu vedem, din păcate, decât atunci când suntem nevoiți. Da. Acum văd absolut tot, mă bucur și sunt aici și o să fiu în picioare mereu. Nu o să mă las bătută niciodată. Îți mulțumim pentru curaj, îți mulțumim pentru lecție. Chiar ai ce să înveți de la un om care s-a ridicat de atâtea ori. Și în carte veți găsi toate detaliile de la ziua lansării ei pe piața muzicală și până acum când am ajuns să comunicăm cu cei din jurul ei de teamă să nu îi rănim cumva sentimentele. Cam asta a fost justificarea pentru care n-ai primit un mesaj de la noi, ci totul s-a desfășurat prin intermediul prietenului nostru. Ce s-a întâmplat acolo? Ce e liniștea aia? S-a făcut liniște, Răzvan. S-a făcut liniște. Că ascultam povestea, ne-ai tras în povestea asta și Cătălin o ia cu zâmbetul pe buze, așa cum o face și Ada, văd. O iau cu zâmbetul pe buze, dar să zic o fază. Mm. Am mers la domnul doctor Cristian Ion la Constanța cu Ada, unde a făcut tratamentul. A vorbit, cred că vreo 40 de minute, o oră cu Ada despre tratament și despre ce trebuie să facă și ce înseamnă boala asta pe care ea o are sau problema asta pe care ea o are. Și după care am mai vorbit încă 30-40 de minute cu mine despre pescuit. Și la a doua întâlnire cu domnul doctor, deja nu mai e cu domnul doctor, e... Hai la pește! Și o să meargă la pescuit cu mine și cu Bonte acum, în aprilie. Deci, bună și vorba, tot rău spre bine, leagă exact. Și prietenii. Exact. În rest, ești bine, sănătos? Sunt foarte bine. Ce faci tu în timpul săptămânii dimineața de la 8 la 12? Mă uit la voi. Îl duc pe cel mic de dimineață la grădiniță. Trec pe la băieți pe la șantier să văd care mai e mersul pe acolo și dacă mai au nevoie de ceva. După care... Sunt invidios pe tine, am văzut niște poze, niște filmări la casa aia cu view-ul ăla. Baide și mie, bai de mine! Da, suntem foarte bucuroși de casa pe care noi ne construim. E o casă construită prin muncă, cu bani strânși și bănuți peste bănuți din ultimii ani și vrem să terminăm cu banii noștri, nu vrem să facem un credit la bancă sau ceva, în momentul în care o să avem toți banii să terminăm, atunci o să terminăm să ne și mutăm în ea.